Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Școală de vară la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Simpozion, personalități istorice pe plaiuri mănăstirene. Lucrări de punere în siguranță a barajului de la Valea Uzului. În perioada 17-21 iulie, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, în colaborare cu Liga Studenților, organizează școala de vară Responsabilitate față de viitorul nostru. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Cercetarea din laboratoare către societate. Dezvoltarea capacității de cercetare a Universității Vasile Alexandrii din Bacău prin valorificarea apartenenței la ecosistemul CDI din regiunea Nord-Est și urmărește să aducă împreună elevi de liceu, studenți, cadre didactice, universitare și parteneri din mediul economic, social și cultural regional pentru a dezbate împreună problemele cu care se confruntă societatea actuală și a propune unele soluții inovatoare pentru abordarea acestora. Facultatea de Inginerie a propus ateliere de controlul pieselor din industria constructoare de mașini, modelare grafică și fabricare aditivă, jocul riscului, sisteme inteligente și securitate cibernetică, realitate virtuală, sisteme moderne de monitorizare a mediului, resurse regenerabile de energie, împreună să păstrăm planeta verde, stop risipei alimentare. Facultatea de Litere va coordona un amplu atelier intitulat Cum să creezi conținut viral. Facultatea de Științe, împreună cu observatorul astronomic Victor Anestin din Bacău, propune atelierele Matematica, digitalizarea și universul nostru, biodiversitatea, natura, înapoi în viața noastră și dezvoltare prin joc, inteligență și creativitate. Facultatea de Științe Economice va iniția elevii în marketingul inovației și le va arăta cum faci contabilitate în mod deștept în era digitalizării. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății propune activitățile, implicațiile explorării senzoriale în jocurile copilăriei și trăiește aventura și testează-ți adrenalina prin activități sportive, iar Liga Studenților va coordona o serie de activități recreative. Vor participa la activitățile desfășurate în cadrul școlii de vară un număr de 60 de elevi din Bacău, Onești, Moinești, Adjud, Sascut, Piatra Neamț, Vaslui, Târgu Ocna și Gura Humorului. Recent, deputatul de Bacău din partea Partidului Național Liberal, Cătălina Ciofu, a fost felicitată public de către administrația publică locală a orașului Comănești pentru succesul avut cu transformarea în lege a inițiativei sale. În prima săptămână a lunii iulie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea care extinde numărul de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare pentru zonele afectate de poluare remanentă. Azi a fost semnat decretul de promulgare a legii pentru compensarea vârstei standard de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii orașului Comănești și a celor aflați pe o rază de 8 km care au locuit minim 30 de ani în zonă și au suferit în urma poluării cauzate de arderea și exploatarea cărbunelui. Reglementarea este valabilă conform legii pentru cei care depun dosarul de pensionare până la 31 decembrie 2030. Această măsură a devenit lege după o inițiativă legislativă pe care am depus-o și cu susținerea colegilor parlamentari PNL de Bacău. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin. A fost promulgată prin decretul numărul 989 din 2023 și a devenit legea numărul 212 pe 2023. A fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 629 din data de 10 iulie 2023. A mai precizat deputata de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Săptămâna trecută, ministrul mediului, deputatul PNL de Bacău, Mircea Fechet, a realizat o vizită de lucru în județul Bacău, mai precis la Dărmănești, pentru a evalua stadiul lucrărilor de punere în siguranță a barajului de la Poiana Uzului. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Aflu astăzi într-o vizită de lucru în județul Bacău, la Poiana Uzului, unde, alături de colegii din Ministerul Mediului, din administrația bazinală Siret
Monitorizăm modul în care se desfășoară lucrările de punere în siguranță ale barajului pe care ne aflăm. Poate că nu întâmplător am ținut foarte mult să fie și fostul ministru al mediului aici, domnul Tanțoș Barna, pentru că atunci când am fost împreună la Dărmănești, domnia sa a fost foarte receptiv la această nevoie a administrației bazinale de a efectua aceste lucrări, a înțeles prioritatea finanțării acestor lucrări, vorbim de 18 milioane de lei, ceea ce nu reprezintă o sumă mică și din acest motiv mă bucur că astăzi a reușit să ne fie alături atunci când putem să asistăm la modul în care se desfășoară efectiv aceste lucrări, respectiv scafandrii la o adâncime de 30 de metri a apei curăță gurile de alimentare, decolmatează aceste instalații și pun în siguranță barajul. M-am asigurat că există surse financiare suficiente pentru lucrările care se desfășoară, la fel cum m-am asigurat că aceste lucrări se execută în graficul stabilit, pentru că ele produc și un anumit disconfort. Creează un grad mai ridicat de turbiditate în apa din lac, ceea ce pune o presiune suplimentară pe operatorul de apă, pentru că lacul din spatele meu deservește nu doar municipiul Bacău cu apă potabilă, însă aproape jumătate din județul Bacău este alimentat cu apă din acest lac, ceea ce înseamnă că lucrările sunt cu atât mai importante. A căzut cortina peste cea de-a doua ediție evenimentului Zilele Comunei Mănăstirea Cașin. Și anul acesta startul a fost dat de simpozionul istoric Personalități istorice pe plauri mănăstirene. Au răspuns prezent la eveniment sub prefecții județului Bacău Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, președintele PNL Onești Elena Pașcu-Apă Văloaie, general de flotilă aeriană, conferențiar universitar dr. Vasile Florea, preoții din parohia Mănăstirea Cașin, dar și mulți alții. Iubiți fiii Mănăstirii Cașinului, este frumos să te întorci acasă. Eu vin mai rar în ultima perioadă, pentru că așa sunt ascultările, dar vin la două lucruri esențiale, acasă și la mama. Astăzi am venit acasă și la mama, așa că, bineînțeles, rigoarea unui simpozion impunea să avem poate materiale mai bine pregătite, le-am pregătit, dar va fi un expozeu liber, pentru că am văzut că toată lumea așa a vorbit astăzi și așa voi încerca și eu. Pregătisem o temă mai amplă, dar ca să-ți parafrazez pe domnul general Genica Apostol, vă mai spune și data viitoare câte ceva. Știu că și anul trecut v-am pus la suflet un cuvânt, pentru că era un moment în care practic se omagia un secol de la proprietărirea Comunei Mănăstirea Cașin și atunci am vorbit, dând cumva timpul înapoi, despre moșiile pe care Biserica Mănăstirii Cașinului le-a avut început cu 1653, de la titlul său Gheorghe Ștefan Voievod, și care a fost mai apoi întărite prin hrisoave, zapise sau istisoace, până spre timpurile moderne. Astăzi am ales să vorbesc despre partea finală, până la mutarea la CGV și cea domnitorului Gheorghe Ștefan, o parte amestecată între mit și istorie, o parte care vorbește despre o personalitate de pe plaiul mănăstirene, așa cum se intitulează și această manifestare dumneavoastră de astăzi. Este vorba despre un timp pe care acest voievod, cumva cu reverberații, nu doar în istoria locală, ci și în istoria națională, l-a petrecut timp de un deceniu, de peste 10 ani, într-un Occident, ca și astăzi, îndoielnic la nevoile celor mai mici. Intitulasem tema de astăzi, pentru simpozion, un voievod balcanic, oriental, privat într-un stat sau un stat occidental. PPG-ul domnitorului care are un mandat de 5 ani, între iulie 1653 și martie 1658, cel care lasă în urmă această moștenire cu greutate, nu doar spirituală, ci și eclesială și arhitectonică, Biserica Mănăstirii Cașinului, începe imediat după alungarea sa de la domnie, imprudența făcută de a da peste cap calculul din vremea respectivă, și anume
alianțe venite împotriva Imperiului Otoman îl fac să părăsească domnia. Ne aflăm într-o epocă ciudată, secolul 17 este un secol foarte, foarte incisiv din punct de vedere al relațiilor externe și interne. Țările române abia reușesc să-și mențină autonomia, instituțiile, partea socială, dar și partea economică, sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Dacă stați bine să vă gândiți, sunt peste 49 de domnii într-un secol. Sunt domnii scurte de câteva luni, cea mai lungă domnie fiind domnia rivalului de o viață a lui Gheorghe Ștefan Vasile Lupu, între 1635-1653. Eu sunt președintele Asociației Veteranilor de Război pe județul Bacău. Am hotărât ca în intervenția mea să vă vorbesc de ceva despre veteranii de război, care, în concepția mea, sunt, așa cum am intitulat și titlul materialului, eroi vii ai neamului românesc. Pentru că noi avem eroi care au făcut pe câmpul de luptă și n-au mai venit acasă, dar avem eroi care au făcut fapte eroice pe câmpul de luptă și au venit acasă și sunt veteranii noștri de război, așa puțin cum mai sunt. Că Băunescu zicea referințe la Paris, dar se potrivește și lor, ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă plouă, parcă nimic. Dumneavoastră mai aveți unul singur, la nivelul județului Bacău mai sunt 38 de veterani de război. A fost anul când au dispărut cei mai mulți, cel mai în vârstă are 104 ani și locuiește în orașul Măinești. L-am avansat anul trecut și l-am sărbătorit anul acesta cu mare pompă, cu sprijinul domnului primar de acolo, care ține foarte mult la veteranii de război. Haideți să vă punctez câteva evenimente istorice, că dacă suntem în istorie să spunem și chestiuni concrete despre veteranii de război. Pentru prima dată s-a vorbit de veteranii de război în anul 1902. Era vorba de veteranii de război care au luptat în războiul de independență la 1877, când România a ieșit, așa cum știți, victorioasă din război, când regele Carol I, spre mândria lui, a fost chemat de marele duce Nicolae, care conducea armata rusească și care era în mare dificultate la Plevda, la Vidin, unde au avut loc următoarele bătălii, și a zis printr-o telegramă lui Carol, vino mai repede, dar nu mai vino. Este o chestie de mândrie românească, dacă vreți, că am fost chemați acolo, iar Carol I deja avea tunurile pregătite pe malul Dunării, care au și început să tragă. Și Carol a zis, asta e muzica ce îmi place. Când am fost cu domnul profesor dr. Bogdan Fiu Mandaș într-o expediție din numele la Casa Memorială a Nicolae Ceaușescu de la Bacău, și am participat atunci, țin minte că era tot așa în vară, era pe vremea asta, în iunie 2022, am participat la un eveniment dedicat eroilor noștri, eroilor neamului nostru și mi-a rămas de atunci o frază pe care a repetat-o și în discursul de astăzi domnul general și anume că starea spirituală primează în fața materiei sau spiritul primează în fața materiei, care mi-a rămas în cap și este o frază memorabilă care ține de viața cotidiană pe care trebuie să o aplicăm. Să luăm aminte și să aplicăm și în viața noastră. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc doamnei primar pentru invitație și sunt chiar onorat să vorbesc astăzi la o zi atât de importantă pentru comunitatea mănăstireană și anume personalității istorice de pe plajele mănăstirii Cașin și anume cele care numai că s-au născut aici au și avut legătură cu plajele mănăstirii și cu Moldova în general, pentru că în scurtea mea intervenție de astăzi o să fac așa o trecere în revistă și altor evenimente care s-au petrecut în Moldova și numai în Moldova noastră, de acum, care este integrată în statul român, dar și frații noștri din Basarabia, îmi spune noi, pentru că ăsta este termenul corect al denumirii zonei și Republica Moldova ca stat. În primul rând, sunt surprins plăcut de intervenția părintelui Neicu, care a subliniat foarte fin și a sintetizat extraordinar de bine viața și domnia voievodului Gheorghe Vodă Ștefan, care este, am putea spune, întemeitorul comunității mănăstirii. De ce? Pentru că în evul mediu mai ales, o comunitate de oameni se făcea în jurul unui locaș, unui
Lăcaș de cult. Și avem Mănăstirea Caș, în care sunt două variante, ori 1654-1655, Chitoria domnească, da, a voievodului Gheorghe Ștefan, care a fost într-adevăr, cum a spus și domnul părinte, a fost domn al Moldovei între anii 5 ani, între anii 1653 și 1658. Iar o poveste destul de interesantă. În primul rând, nu știu dacă a menționat părinte că a fost până la baie, dar are o poveste interesantă în ce sens? Că este fiul, nu este fiul de domn. Nu s-a născut, nu a fost fiul de domn, ci a fost fiul lui Dumitrașcu Ceaur și a escaladat, am putea spune așa, trept rangurile sociale și mai exact nobiliare. La noi, în Estul Europei, este mult mai corect boieresc, adică rangul de boierești, pentru că nobilii nu sunt decât în Europa Centrală și Apuseană. A escalat, într-adevăr, rangul acestea boierești. A ajuns, până la urmă, pe timpul domniei lui Vasile Lupu, a ajuns logofăt al Moldovei, deci cel mai înaltă dregătorie i-a fost acordată lui de către domnitorul moldovean. Și în calitate de logofăt, totuși a avut câteva legături cu domnul Muntenii, domnul Țării Românești Matei Basarab, care i-a, cum să spun eu, i-a insuflat așa un spirit de răzvrătire, în sensul care și cu ajutorul, cum să spun eu, principiului transilvanean Gheorghe Racoții al II-lea, s-a revoltat, a organizat o revoltă în Moldova împotriva domniei lui Vasile Lupu, a fost o bătălie în care a reușit să alunge în Polonia pe Vasile Lupu, până la urmă el s-a întors, Gheorghe Ștefan a ținut de tronul Moldovei o singură lună, după aia Vasile Lupu a revenit în Moldova cu forțe proaspete, l-a învins pe Gheorghe Ștefan, care s-a retras în Țara Românească. Vasile Lupu, ca să se răzbune pe Matei Basarab, a intrat și el în Țărască după Gheorghe Ștefan, dar a fost înfrânt la bătălia de la Finta din 1653, care a fost bătălia decisivă pentru tronul Moldovei. În semn de respect și recunoștință, Consiliul Local al Mănăstirii Cașin a acordat titlul de cetățean de onoare lui Ioniță Neculai, singurul veteran de război în viață, la venerabila vârstă de 97 de ani, dar și părintelui protopop, preot Ioan Bârgăoanu, preot paroh la parohia Bunavestire, în semn de recunoaștere a meritelor pentru realizările deosebite, făcând cunoscut numele comunei Mănăstirea Cașin atât în țară cât și în străinătate. Deosebit de emoționate au fost cuplurile care au fost premiate pentru cei 50 de ani de conviețuire împreună cu diploma model de viață. Detalii în minutele următoare. Da, suntem foarte fericiți că am ajuns la vârsta asta. Câți ani aveți împreună? 52 de ani de căsnicie. O viață de om. O viață de om. Și... Cum a fost, doamnă? Că nu e ușor. Suntem foarte mulțumiți pentru că am realizat niște copii, avem 3 copii și sunt foarte realizați, adică cu facultăți, unul este preot, unul e medic, unul este aici la Consiliul Popular și mulțumim Domnului, nu ne-a trebuit avere, ne-a trebuit realizarea copiilor. Dacă ar fi să dați un sfat tinerei generații, să ajungă și ei să împlinească 52 de ani de căsnicie, ce le-ați spune, doamnă? Să facă voia lui Dumnezeu în primul rând. Și apoi, pe urmă, să se înțeleagă unul cu altul, că dacă nu te înțelegi unul cu altul, nu faci nimic. Asta e secretul, înțelegerea? Înțelegerea, da. Nu poți trece peste asta. Au fost 52 de ani cu bune și rele, nu? Viața așa îți oferă și bune și rele. Da? Da. Așa că ar fi? Ca la orice care. Dacă e să cântărim, care au fost mai multe, bunele sau relele? Putem spune că bunele, că poate n-ajungeam la anii ăștia dacă nu erau buni. Am împlinit 50 de ani pe 19 ianuarie și am depășit multe, și greutăți, și bucurii. Avem 2 copii, 2 nepoți. Domnul este emoționat, adică... Este, este. A fost greu, sincer, au fost... Și bune și mai mult bune decât rele. Da?
dar într-o viață de om te întâlnești și cu plăcutul și cu neplăcutul. Dacă ar fi tinerei generații, ce le-ați spune să ajungă și atâția ani împreună? Ce le-ați recomanda să facă? Ceea ce recomand și la copiii mei, le-am recomandat dinainte de căsătorie, să nu iau o hotărâre unul fără celălalt, să nu, dacă celălalt a greșit sau că se întâmplă, în viața unui om se întâmplă și așa, și așa, să știe să ierte, să știe să înțeleagă, să rezolve toate treburile împreună. Așa. Să fii toleranți. Toleranți, să, da. Să se tolereze un, da, pe altul. Noi ne-am tolerat, am trecut peste foarte multe, foarte, foarte. Astăzi faceți parte din cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, dar sunteți singuri aici. Soții cam bolnav. Da? Da. V-ar fi plăcut să fie aici? Da, sigur că da, 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 uite că am venit fata. Ați venit însoțită, foarte bine. Soțită cu fata. Cum a fost, doamnă, împreună 50 de ani? Așa, așa, așa. Da? Și bine și rău. Poate al dată mai rău. Da, a trecut rău peste bine, bine peste rău. Da. Așa cum a vrut, așa cum a, doamne, doamne, da, da. Ce ați recomandat tinerilor care astăzi își se căsătoresc ca să ajungă și ei 50 de ani de căsătorie? M-a văzut la mine, doamnă, așa să facă și ei. Așa? Așa. Eu am fost și cu ziua la prășut. Am prășut și acasă și am făcut han. Așa. Și a mers treaba. A mers, doamnă. Și mi-a luat și casa foc, am trecut și prin foc. Am trecut prin toate. Necazuri multe, da, multe, multe. Dumnezeu v-a întărit și... Doamne ajută, cum m-a întărit, am făcut din nou și merge înainte așa cum, până cât a vrea Dumnezeu. Bine a fost că fiindcă am pus doi copii. Da? Și am mers, dar n-am luat o palmă de la el, nu l-am șignit și copiii mei, că am o fată și un băiat. Așa și i-am învățat. Păi că aveți lacrimi noi. Da. De emoții, când am crezut că n-a să ajung și am trecut mai mult bolnav am fost decât sănătoși. Dar Dumnezeu ne-a dus până la cap. Dacă ar fi să dați un sfat tinerilor din ziua de astăzi, ce le-ați spune să ajungă? Eu le-aș spune să lase fiecare de la ei. Așa. Dacă el a zis ceva, tu taci din gură. Dacă eu zic ceva, a tăcut el din gură. Fii bun, dar ca noi, nu mai mult. Cum a fost? Noi nu i-am certat, noi i-am bătut, de părinți am ascultat, copii a ascultat și a mea, am față și băieți, a ascultat din noi, să-ți asculte în continuare. Și cu buni, și cu răli, și cu de toate. A fost greu? Ei, la început mai greu, dar pe urmă ne-am obișnuit. Când treci prin greu, nu treci pe ușor. Treci prin greu, trebuie să treci pe ușor, valurile vieții continuă, bătrânețe, de acum mai greu, din ce în ce mai greu. Dacă ar fi tinerilor, ce le-ați spune? Să ajungă și ei 50 de ani. Să ajungă 50 de ani, să fie uniți, să se înțeleagă bine, să se iubească și să fie distractivi. Așa, așa a fost. Așa a fost. Da. Și a simțit când au trecut cei 50 de ani? Să știi că mă gândesc când au trecut, că nu prea. A fost frumos. A fost. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 18 iulie, cerul va fi parțial noros. Sunt posibile izolat să apară furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Miercuri, 19 iulie, cerul va fi parțial noros. Sunt posibile în partea a doua zilei să avem parte de furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge pragul de 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.